Numele meu este Victor Corol, sunt director executiv în Alianța Infonet, iar aici, alături de colega mea, Sofia Uso, deci suntem reprezentanți. M-am meritat aplauze, mulțumesc. Sperăm să plecăm de aici nebătuți. Glumesc, bineînțeles. Ok. Deci noi suntem din diferite organizații non-guvernamentale, iar aici suntem la invitația Centrului Contact. Ilea Porumb face fotografii pe moment. Bravo! Deci este vorba de proiectul Alege Liber, Alege Conștient și este un proiect care este implementat de Centrul Național de Informare și Centrul Național de Informare a Organizațiilor Non-Guvernamentale din Republica Moldova. Așa? Și acest proiect este finanțat de către Fundația Soros și de către Fundația Friedrich Ebert din Germania. Vom discuta astăzi despre alegeri. Știți cu toții că pe 24 februarie 2019 sunt anunțate alegeri parlamentare și pentru moment am să vă rog cei care din voi au fost deja și au votat să ridicați mâna sus. Sau vor avea 18 ani la... Cine dintre voi a votat? Vă rog să ridicați mâna sus! Sus! Cine ați votat? La toți! Ok, mulțumesc! Cine va vota pentru prima dată? Vinește 18 ani pe data de 24 februarie 2019 și va vota pentru prima dată? Vă rog să ridicați mâna sus! Asta, aplaudați! Dreptul de a alege este un drept fundamental și astăzi vom discuta despre contextul electoral din 2018-2019 și activitatea noastră se va structura un pic altfel probabil decât au fost până acum în Republica Moldova. Deci noi nu o să vă citim mult timp lecții. În scurt timp, după ce povestesc regulile și agenda zilei, deci o să vă vorbesc maxim 10 minute despre contextul electoral, deci cum se vor desfășura aceste alegeri și am să dau explicații ce sunt cu acele postere pe care le aveți pe afișate în sală. O să ne împărțim în 4 grupuri. Suntem cam 60 de oameni în sală, să ne împărțim în 15, cam câte 15 în 4 grupuri și o să vă dăm de lucru. O să vă dăm de lucru, o să vă rugăm să răspundeți la 4 întrebări. Aceste întrebări sunt următoare. Deci, cum voi controla activitatea deputatului în Parlamentul Republicii Moldova după validarea mandatului? Deci, noi am încercați să vedem care sunt principalele 4 probleme cu care se confruntă, poate, societatea din punct de vedere politic, hai să spunem. Și am zis că este bine să întrebăm oamenii și să le dăm oamenilor ocazia să răspundă la aceste întrebări. Pentru că atunci când s-a demarat procesul de schimbare a sistemului electoral, s-a spus că se vrea ca deputatul să fie mai aproape de om, ca omul alegătorul să poată să retragă mandatul. Așa s-a spus tot, da? Și oamenii au fost foarte încântați de această idee, fiindcă e foarte important să ai un dialog foarte strâns. Și deputatul să nu se rupă de pe orbite, vă zic, și să fie cât se poate de aproape de alegător și de problemele alegătorului. Deci, din acest punct de vedere, întrebarea pe care noi o adresăm astăzi unui grup, așa, va fi aceasta, vă zic, da? Cum voi menține, cum voi monitoriza, cum voi evolua, cum voi controla activitatea deputatului după ce îi va fi validat mandatul, așa, pentru ca să nu existe această ruptură pe care o regretăm foarte noi și în același timp noi alegători și în același timp o regretă din spusele lor și deputații și partidele politice. A doua problemă pe care noi am sesizat-o din discuțiile cu oamenii și așa mai departe a fost că deputații poate nu sunt așa de cristalini, precum noi ne-am dorit, vă zic. Există anumite dubii și anumite întrebări vis-a-vis de
portretul ideal al deputatului, vă zic. Și întrebarea pe care am formulat-o, ce fel de deputat ne dorim, vă zic, în Parlamentul Republicii Moldova și după ce criterii, vă zic, noi îi vom analiza și vom alege la următorul scrutin. Asta va fi întrebarea pentru al doilea grup. Cel de-al treilea grup este, va fi invitat să răspundă la întrebări legate de capcanele electorale. Fiindcă noi vedem la un moment dat că există foarte multă mass media care prezintă lucrurile, nu vreau să spun tendențios, vă zic că, fiindcă va trebui să probez, dar nu este tema discuției, nu este tema discuției noastre de astăzi, așa. Deci există știri false, există diverse opinii vis-a-vis de sistemul electoral, de fel cum s-au făcut împărțirile, de circumscripții și așa mai departe. Sunt mai multe lucruri pe care oamenii le califică, fie e vorba de capcane electorale, fie e vorba de anumite suspiciuni, întrebări și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, grupul numărul 3 va răspunde la întrebările capcanele electorale și manipularea opiniei publice, cum voi evita capcanele și manipulările electorale. Așa? Și grupul numărul 4 va răspunde la o întrebare esențială pe care noi o sesizăm în societate, absenteismul electoral. Nu mai merg la alegeri în viața mea și așa mai departe. Eu am rămas surprins, probabil spun acest lucru deja la al treilea atelier, dar el este relevant. Lucrez la nord cu o altă doamnă, la sud lucrez cu doamna Sofia, la nord lucrez cu altcineva și este soție de ambasador, este trecută de 60 de ani, are studii superioare, are multe, multe plusuri în biografia ei și așa mai departe. După ce mandatul de la Chișinău, deputatul primarul ales de la Chișinău i-a fost invalidat mandatul, am zis nu comentăm situația dată, dar ea este importantă pentru alegători și oameni. Iar pentru alegători aceasta este o problemă interesantă, vă zic. Respectiv, ea a zis în viața mea nu mai merg la alegeri. Mi se fură votul și mai departe. Și eu zic, până în toamnă, eu am timp încă să vă convinc să vă schimbați punctul de vedere și să mergeți la alegeri, fiindcă, de fapt, probabil din 1996 activez într-o organizație non-guvernamentală și sunt credul și sunt optimist în acest sector și din 96 am convins oamenii că trebuie să meargă la alegeri și să voteze și am să fac acest lucru, voi încerca alături de Sofia să facem acest lucru astăzi, să vă convingem să mergeți la alegeri. Deci cel de-al patrulea grup va răspunde la întrebări ca absenteismul, care sunt cauzele absenteismului electoral și de ce eu personal, de ce dumneavoastră ca și alegător trebuie să mergeți, voi merge la alegeri, dar veți formula argumente, argumente pe care să le spunem și tuturor celorlalți, vă zic că pentru ca oamenii să meargă la alegeri. Ok, ne-am întâlnit, am stat de vorbă, la inițial mi s-a oferit un ceai, cafea și la amiază, pe la orele 1 o să mai fie, un prânz mai consistent, iar pe la orele 2, cred că, da? Nu știu. 30. Nu știu. Cât? 1:30 noi prevedem. La... dar suntem operativi. Da, ok, la 1:30 orientativ, o să vină o trupă de actori de la teatru din Cahul și o să vă prezinte un spectacol pe această temă. În care participăm și noi. Da, este vorba de teatru social, este trupa de la Cahul și o să prezinte un... aceea o să fie cireașa de pe tortă. Și apare întrebarea, vă zic. Am stat de vorbă, o să vă dăm și carioci și flip chart, o să vă împărțim în grupuri, o să vă rugăm să lucrați pe hol aici și așa mai departe, o să vă ghidăm ce o să facem cu aceste foi. Da? Le punem în mașină și am uitat de dânsele. Sau care este scopul? Scopul este următor. Proiectul DAT se realizează în 7 regiuni, 7 localități. Este vorba de Cantemir, Leova, Cimișlia, Hâncești, Căușeni, Cahul și Ștefan Vodă. 7 regiuni, toate parțial în zona de
Sud sau centrul Republicii. În urma acestor ateliere, Lilia așteaptă să culeagă ideile dumneavoastră pe calculator și să le procesăm, să le analizăm. Și după ce va fi finalizat următorul, toate cele 7 ateliere, aceste idei vor lua forma unui, eu nu știu, va fi studiu, va fi broșură, va fi buletin, va fi o propunere de politică publică. Deci, dar eu numesc foarte simplu vocea poporului. Vă dăm posibilitatea, oamenilor din comunități cu care lucrăm să își noteze ideile și ideile care vor fi în aceste ateliere, cum să spun, pot să fie de orice gen. Fiindcă noi acceptăm orice idee, atacăm ideile, nu atacăm oamenii. Și în cam 25-30 de minute. Dar noi cu Sofia o să circulăm de la grup la grup și o să încercăm să spargem cât mai mult din voi. După care, după 25-30 de minute, o să spunem stop rundă și începe runda 2. Deci echipele se vor schimba. 1 va trece la 2, 2 la 3, 3 la 4, 4 la 1. Și tot așa o să ne schimbăm, vă zic că peste fiecare, deja 15 minute, de exemplu. Da? În așa fel ca fiecare dintre dumneavoastră va participa în grup, la masă, la fiecare dintre aceste ateliere ca să poată să se implice și să răspundă la această întrebare. Și ultimul detaliu, atunci când veți ajunge la masă, primul lucru pe care o să-l faceți, o să delegați din partea grupului, nu vreau să spun șeful mesei, șeful grupului, un lider. O să delegați o persoană că și responsabilitatea ei va fi următoarea. Ea va fi cea care va nota pe flipchart toate ideile și când vor avea loc schimburile de rotația de la o masă la alta, ea va rămâne la masă. Pentru ca să poată să facă un management de cunoștință. În primul rând, e scrie și știi și scrie. În al doilea rând, ea scrie. Persoană. Dar nu neapărat asta să fie fată, domnișoară. Vom dori să fie gender, să fie și bărbați la această activitate. Este persoana gazda a mesei. Primești și... ceilalți, le faci cunoștință. În momentul când vine grupul numărul 2, trei punct de vedere gramatical și stilistic și să le facem publice cu atât mai mult că domnul Bargan ne filmează și multe idei vor fi făcute, cum spuneam noi, nu îți de la Zezu, da? În fine, nu ironizez, sunt idei pe care le colectăm și pe care le vom da publicului larg. Aceasta a fost partea introductivă. Și eu voi încerca să mă încadrez în 7-8 minute. Eu de obicei mă apar de la temă, vă zic, și Sofia tot timpul îmi dă din deget, vă zic, așa, la distanță, colegial. Contextul electoral 2018-2019. Și, de fapt, încă un detaliu foarte important, probabil. Noi suntem reprezentanți din organizații non-guvernamentale, nu facem partizanat politic, nu suntem membri de partid și nu susținem niciun partid sau un concurent aparte. Pe noi ne interesează procedura democratică, promovarea unor alegeri libere și corecte și din acest punct de vedere, vă zic că noi vom vorbi despre mecanismele și despre specificul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. Deci, sistemul electoral mixt este un sistem nou pentru Republica Moldova. El este adoptat de către Parlament și responsabilitatea pentru acest sistem o are, în primul și în primul rând, Parlamentul. Nu Comisia Electorală Centrală, nu organizațiile non-guvernamentale, fiindcă de multe ori cineva mă întreba, vă zic, și tu pleci prin Republică și promovezi un sistem care este atât de criticat de aproape 50-60% din populație, vă zic, și așa mai departe. Nu. Eu am opiniile mele personale, eu nu promovez nicio idee. Mă întreba ea cineva la Leova și îmi spunea, dar nu mi-a spus cu cine să votăm. Eu zic, n-am să fac acest lucru, n-am să vă spun niciodată. Din simplu considerent că candidatul pe care chipurile dumneavoastră, eu v-aș spune pentru cine să votați, o persoană sau alta, dar candidatul celălalt s-ar putea să treacă în alt partid, s-ar putea să ne dezamăgească prin activitatea sa
Și atunci, eu ca și persoană, da, din perspectivă de expert care a făcut o recomandare, dumneavoastră din perspectivă ca și alegător care m-ați crezut și ați votat pentru el, o să ne simțim amândoi fraie. Deci, în situația dată, eu nu voi face recomandări, noi nu vom face recomandări pentru cine să votați, noi pur și simplu încercăm să deschidem ochii la anumite detalii care nu ni se par importante în contextul alegerilor parlamentare. Deci, promovăm sau explicăm acest sistem electoral care s-a schimbat din perspectiva dreptului omului la vot. Pe noi ne interesează cum se încadrează sau cum se asigură dreptul la vot al alegătorului. Și acest drept este fundamental și mai este încă un drept fundamental că cetățeanul, orice cetățean, are dreptul de a fi ales. Cum se încadrează aceste două drepturi în acest sistem electoral care este schimbat și este nou. Și de aceea noi explicăm, nu promovăm ceva apart, pe noi ne interesează să înțelegem cum să ne exercităm cât mai bine dreptul la vot și dreptul de a fi ales. Aceste două drepturi. Sofia, mulțumim pentru această precizare și această idee se regăsește și în titlul proiectului Alege liber, alege conștient. Sunt doar câteva cuvinte, dar cât sens comasăm în acest concept, în acest proiect. Deci, sistemul electoral mixt. Avem 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova, 50 din ei vor fi aleși în bază de listă de partid. Când toată Republica Moldova este o singură circumscripție, va exista o listă de un buletin, bazic, de concurență electorală pe bază de partide, bazic, sau aici vor fi și concurență electorală independent, s-ar putea să fie cine va dori. Și cât de mare ea va fi, nu știu. Pe site-ul Ministerului Justiției avem 45-46 de partide înregistrate. Câte din ele se vor încadra în cursă, nu știm. Dar va fi un buletin. Și regula este destul de simplă. Ca partidele care vor concura după acest sistem, da? Deci vor trebui să acumuleze 6%. Deci, partidele care concurează, ca să aibă reprezentanții lor în Parlament, vor trebui să acumuleze 6%. Se poate întâmpla ca două sau mai multe partide să facă un bloc electoral. Dacă se va întâmpla acest lucru, atunci acest bloc electoral, blocurile electorale pentru a accede în Parlament, așa, vor trebui să acumuleze 8% din numărul voturilor. Deci aici, în principiu, lucrurile sunt simple. Lucrurile un pic după noi se complică atunci când este vorba de... Lucrurile sunt un pic altfel atunci când vorbim despre sistemul uninominal. Republica Moldova, abstract vorbind, este împărțită în 51 de circumscripții. Această împărțire nu s-a făcut după principii de raioane, din simplu considerent că noi avem doar 32-34 de raioane și așa mai departe. Deci împărțirea s-a făcut după un alt criteriu. S-a făcut după numărul de alegători. Noi, în Republica Moldova, avem 2,8 milioane de alegători și mai avem vreo 200-300 de mii de alegători care nu au nici viză de reședință și nici viză de domiciliu. Dar ei sunt cetățenii Republicii Moldova, ei figurează în registrul de stat al populației, de acolo de unde se extrage registrul de stat al alegătorilor și cam, cifra este cam de 3 milioane. Da? 3 milioane de împărțim la 51 de circumscripții electorale și în medie, așa s-a convenit, că o circumscripție ar trebui să aibă între 55 și 65 de mii de alegători. Că e foarte greu să spui 60 și atât, vă zic, da? Deci, marja de 55-65. Trebuie să spunem că există câteva excepții de la această regulă. Deci, în primul rând, este vorba de circumscripția 44. Asta este cu sediul central, vă zic, în Taraclia. Acolo unde locuiesc preponderent alegători de etnie bulgară. Deci, acolo, în această circumscripție, vor vota 35.000 de alegători. Iar cea mai mare circumscripție din Republica Moldova este 46, deci este un sediu la cea de lungă. Aici sunt 67.000 și ceva de alegători.
Ok. Sediul circumscripției este un centru raional. Oraș, orașel și așa mai departe. Centru de reședință raionului. Doar că avem aici două excepții. Este vorba de o circumscripție din raionul Ialoveni. Deci sediul circumscripției, nu mi-aduc acum aminte numărul exact, se află în incinta pe teritoriul satului Răzeni. Da? Este un sat mai mare. Și este circumscripția numărul 19. Este și la Cimișlie, la Sărata Galbene. Sau ok, Sărata Galbene. Și, și 19 este satul Ivancea, raionul Potei. Ok. Deci, nu întâmplător am afișat aceste postere pe, pe perete, aici în sală, fiindcă sunt părți al unui puzzle. Deci aici dumneavoastră le aveți în imagine pe harta Moldovei, iar aici le vizualizați un pic altfel și aveți posibilitatea să vedeți, de exemplu, că, spre exemplu, unele raioane au fost împărțite, da? Sau în incinta unor circumscripții electorale vor vota oameni din mai multe raioane. Cum am avut situația de Alaltă și de ieri, de la Cantemir și Leova, ei sunt împărțiți într-o, sunt comasați într-o anumită circumscripție. Și cum, de exemplu, este cazul circumscripției numărul 19 de la Ivancea Orhei. Acolo avem vreo 18 localități din Orhei, 6 localități din Rezina, 3 localități din raionul Criuleni și încă un raion Călăraș, probabil, acolo. Deci sunt 4 raioane. Ok. Deci asta am avut de spus vis-a-vis de împărțirea în circumscripții. Victor, dacă e posibil, da, dacă e posibil, că suntem reprezentați la Cimișlia. 39 și 40. 39 și 40. Numiți satele și aproximativ, ca să înțeleagă lumea. Deci 39 cu sediu la Sărata Galbene din Hâncești, v-a zic. Da. Este vorba de 13 localități din Hâncești, 10 din Leova și din Cimișlia sunt 7 localități. Este Albina, Gradiște, Gura Galbenii, Hârtop, Ivanovca Nouă, Comuna Lipoveți și Comuna Porumbrei. Și în circumscripția numărul 40, care își are reședința în orașul Cimișlia, sunt 16 localități din Cimișlia, Nevoldean Știri, și 7 localități din Basarabeasca. Deci, Basarabeasca este un raion foarte din care are cam 20.000 de locuitori. Din Cimișlia, în circumscripția 40, vor vota alegătorii din orașul Cimișlia, satul Batâr, Cernac, Ciucur-Mingir, Codrei, Ecaterinovca, Iacujeni, Javur, Mihailovca, Sagaidac, Satul Nou, Șelemet, Suric, Selemet, Șuric, Topala, Troițcăia și Valea, Suric. Mai greu că domnul Parcan va trebui să facă votare. Da. Vreau să vă accentuiesc că toată această informație rămâne aici pe loc. Păi bine să o studiați, să vă informați și cum se lucrează. Aici este lista tuturor localităților și sediul unde va fi această sediul cu circumscripție. Și mai mult, este și harta. Și scoate de văzut harta întregului raion și cum o parte doar din raion este în această circumscripție. Adică este o informație scrisă și vizuală. Aceasta rămâne aici și sperăm că direcția școlii profesionale o să vă ofere posibilitatea, fie să fie aici, fie va fi afișat undeva în altă parte la lucrare în hol, ca să fie accesibil pentru mai multă lume. Dar informația este foarte sugestivă și foarte clară, cu atât mai mult, că, de exemplu, în incinta acestei școli, presupun că învață copii din diferite raioane, deci din diferite circumscripții. Și asta este un lucru foarte important. Deci, dumneavoastră, dacă în ziua alegerilor o să vă aflați aici, veți putea vota, nu e nicio problemă. Dar e important de spus, veți primi două buletine de vot, da? Dar dacă sunteți dintr-o altă circumscripție, veți primi doar un singur buletin și veți putea să votați după, pentru lista de partide. Hai să spunem, după buletinul în care vă alegeți partidul.
Iar după sistemul uninominal va trebui să plecați acasă, deci dacă vreți să votați acolo. Eu am adresat această întrebare la un atelier, eram cu domnul Bagaș, chiar am întrebat-o pe doamna președinte a CEC-ului. Am zis, dar eu sunt alegător și eu locuiesc la Chișinău, lucrez la Rezina oficial, dar viza de reședință este la Orhie. Mă scol dimineața și mă duc să votez la Chișinău, da? Dacă votez la Chișinău, votez doar pe această listă. Dar, după masă, vreau să mă duc la Orhie și să votez la Orhie. Și aș vrea să votez așa. Cum credeți? Este posibil? Nu. Nu este posibil. Deși teoretic ar trebui să fie posibil, din simplu considerăm că asta înseamnă drepturi aprofundate pentru alegător. Și asta înseamnă, de exemplu, pentru IT, încă un pas să facă pentru cel care ne verifică la calculator că domnul votează, dar va vota doar cu un singur buletin. Momentan acest lucru nu este posibil. Noi sperăm că teoretic acest lucru va fi posibil, iar răspunsul doamnei președinte va zic că a fost următorul și subscriu că asta e situația pe moment. Alegătorul trebuie să fie conștient, trebuie să fie responsabil și trebuie să se organizeze. Și trebuie să decide. Fie votează cu un singur buletin, fie pleacă acolo unde este viza de reședință sau cu domiciliu și votează cu amândouă. Deci este o chestie că dreptul de a alege este nu numai un drept, dar este și o responsabilitate. Nu există o obligație, vă zic, că legea nu ne obligă așa cum sunt obligați în altă parte alegătorii să voteze, dacă nu sunt amendați, dar este un drept și o responsabilitate a fiecăruia dintre noi. Deci am vrut să completez. Noutatea este că nu avem mai așa de multă libertate de deplasare în ziua alegerilor, ca până acum. Pentru că suntem legați de sediul circumscripției sau de teritoriul în care noi avem viza de domiciliu. Și noi putem pe sistemul uninominal doar acasă să votăm. Înțelegem? Și dacă nu suntem acasă, dar suntem în altă parte, noi nu putem să exercităm acest drept. Nu participăm la alegerea conducerii. Părerea noastră nu o să fie pusă acolo. Altcineva o să decidă pentru noi. Și de aceea noi trebuie să ne gândim bine. Ne vrem așa sau nu vrem așa? Sofia, mersi. Încă câteva detalii. Deci, ținând cont de faptul că municipiul Chișinău este cel mai mare oraș și capitala Republicii și aici locuiesc mai mulți alegători, la Chișinău vor fi 11 circumscripții electorale. Chișinău este împărțit în 11 pasuri. Ele nu sunt aici, pentru că designerul îi vine foarte greu să-și imagineze cum ar putea să le deseneze într-un spațiu atât de mic. Așa? Două circumscripții le avem la Bălți. Două circumscripții le avem pentru cetățenii din Transnistria. Noi avem 200-300 de alegători, vă zic, în Transnistria. Autoritățile din, de cetățeni, vă zic, da? Peste 200.000 de alegători în Transnistria. Acești cetățeni au pașapoarte de Republica Moldova, deși pe teritoriul acela autoritățile din Republica Moldova nu pot exercita în deplinătate funcțiile sale, dar noi suntem obligați să le oferim posibilitatea ca ei să poată să voteze. Sigur, există o polemică. Polemica asta este foarte acută, în special în localitățile care se află pe malul Nistrului, fiindcă la ultimele alegeri parlamentare am asistat la anumite fenomene care nu au fost explicate nici de mass media foarte bine, nici de organizațiile care au monitorizat alegerile. Ba da, ele au fost prezentate, dar legislatorul nu a luat o decizie foarte clară, fiindcă au existat suspiciuni clare, vă zic, vis-a-vis de faptul că persoanele au fost aduse în mod organizat și, la un moment dat, alegătorii din satele din regiune nu puteau să voteze, fiindcă era coadă, era rând și așa mai departe. Iar aducerea organizată a alegătorilor în ziua alegerilor la secție, vă zic, la alegerile prezidențiale. La alegerile prezidențiale. Asta, lumea trebuie să știe. Dar asta nu a fost ceva rău, nu. Era de chine. E discutabil. Nu, dar păi dacă era și de rău, era să se seseze și cercul și era să spui că nu sunt valabile. Dumneavoastră, ok, nu trebuie în discuții foarte profunde. Nu, eu am făcut niște precizări ca oamenii să înțeleagă. Ideea este că cei din alegătorii din sate au zis că da, e o problemă, eu n-am putut să votez. Pentru ei.
Pentru noi este o problemă. Nu, dar aducerea oamenilor din alte, organizată, în mod organizat. De către un calitate. Aceasta contravine, dacă acest lucru s-a făcut în mod organizat, aceasta contravine legislației și așteptările mele și ale noastre ca și ale legătorii. Sunt supărați. Eu am intervenit din cauza că noi avem așa un subiect, capcanele și manipulare. Și eu... Încerc, puneți capcanele din timp. Da, da, da. Intervin să... Nu le numesc dinainte capcanele, dar vreau să le intuiți voi. Sunt capcane? Este o manipulare aducerea organizată sau nu este? Ne vom opune lucrurile astea sau ne place? Nu-l acceptăm, nu mergem așa mai departe. E bine. Okay. Voi să decideți. Și încă câteva detalii. În Găgăuzia vor fi două circumscripții electorale, chiar dacă ei au cerut 5. Și chiar dacă la un moment dat, după ce s-a anunțat... De ce nu a fost posibil 5? Dar 10 era posibil? Eu nu știu care este logica, vă zic, populației 5. Probabil trebuie să vină cei care vin... Tire de bază a fost numărul de alegători. Tire de bază a fost numărul de alegători. Dar și aici există excepții. Noi suntem o țară care îmi place exclusivismul. Facem reguli care să le acceptăm. Noi avem o regulă foarte interesantă care spune că, de exemplu, poți organiza administrație publică locală, primărie în localități, dacă ai 1.500 de locuitori. Dar, și noi avem aproximativ minim, da. Noi avem 898 de primării în Republica Moldova și aproximativ 200 din ele nu cad sub această regulă. Deci, sub numărul minim de locuitori, avem peste 200 de primării, dar avem acolo primării. Deci cel care le-a organizat probabil a avut alte interese, dar asta este o altă temă de discuție. Și trei circumscripții, acestea sunt circumscripțiile pentru deputații care vor fi aleși în afara Republicii Moldova. Deci de la Nistru până la Vladivostok este circumscripția în care va fi ales un deputat. De la Prut până la Lisabona, deci este circumscripția în care va fi ales un alt deputat, iar pentru Statele Unite, Canada și tot ce înseamnă peste hotare, peste ocean, vă zic așa, va fi încă un deputat. Și încă câteva elemente foarte importante în acest context. Deci nu vom vota cu un buletin, vom vota cu două. Buletini de vot. Da, buletine de vot, corect. Deci nu vom vota cu un singur buletin, cum a fost până acum, vă zic, dar vom vota cu două buletine, mă refer la alegerile parlamentare. Și încă un element foarte important, probabil țineți minte că cu 2-3 săptămâni de zile în urmă, România a avut loc un referendum. În care au încercat să definească, vă zic, conceptul de familie. Ce s-a întâmplat cu acel referendum? Nu a fost validat. Dar de ce? A existat o anumită marjă, da? O anumită procent din... Trebuiau să participe cam 30% din alegători pentru ca alegerile referendumului să fie considerate valabile. Ori, în Republica Moldova, în acest scrutin, nu există prag minim. De participare. Adică asta înseamnă că dacă la lege din cele 55-65 de mii de alegători în raza unei circumscripții și în general pe Republica Moldova, dacă se vor prezenta 5.000 de oameni, alegerile vor fi considerate valabile. Și după noi... 100 de oameni. Un om, dacă se prezintă la alegeri, alegerile se consideră valabile. Deci, după noi aceasta este, nu vreau să o numesc capcană, dar vreau să spun că este o problemă. Din simplu considerent că știu foarte bine, am făcut facultatea de istorie, încă din epoca antică, adică din Roma antică, se spune mai scurt că pâine și distracție este o idee foarte frumoasă, vă zic, sau o idee celebră care spune. Sau există un principiu care, scuzați, noi nu vă înțelegem. Înțeleg că aveți o discuție, dar, ok? E romantică, e vorba. Eu am să vă ascult foarte atent când o să fie la ateliere. Există principiul acesta, divide et tempera, împarte și conduci. Bagă zezanie între oameni,
și conduit. Așa sunt ușor de condus. Nu spun eu, nu spun la adresa unui partid, a altui partid sau a guvernului sau nu știu. Este un principiu care a funcționat pe parcursul istoriei și îl văd aplicabil și în situația dată. Deci dacă în Republica Moldova, pe 24 februarie 2019, va ieși un singur om la alegeri, alegerile vor fi considerate invalabile. Deci din acest punct de vedere, eu înțeleg că acesta este un argument pentru toți cei care gândesc, pentru toți cei care vor o schimbare în viața lor, în viața comunității, în viața țării, să meargă la vot și să-și exprime votul. O altă problemă sau o altă capcană este următoarea. Deci, buletinul de vot de obicei arată în felul următor, da? Deci el este cam așa, da? Aproximativ. Dar noi am avut situația în Republica Moldova când el arăta cam așa. Nu-i bine că arăt ca cartea aceasta, vă zic, dar arăta ca o broșurică, da? De ce? Din simplu considerent, aș avea un apel către toată lumea. Înțeleg, poate vă sună nu știu cine și așa mai departe, dar dați-o fără sonor, fiindcă s-ar putea să... Eu de obicei spun și în rutier, spun așa. Eu nu... Transmiteți autorul. Deci... este o perioadă foarte încărcată și vin ca concurență electorală și spun, alegeți-mă pe mine. Eu sunt cel mai bun. Și eu o să vă fac pod în sat peste râpă. N-avem râpă în sat. Noi o să facem râpă și după aceea să facem pod peste râpă în sat. Numărul de concurență electorală este unul foarte mare. Sau se așteaptă că numărul de concurență va putea să fie foarte mare. Așa cum au existat situații când în Republica Moldova au fost localități la alegerile locale, unde nu s-au făcut buletini de vot, dar s-au făcut cărțulii. Mi se pare că erau foarte mulți. Și atunci va trebui să îmblăm și să căutăm și așa mai departe. Eu nu întâmplător am adus acest exemplu. Dar l-am adus din simplu considerent că voturile, deci cele 55-60.000 de voturi în incinta unei circumscripții se pot împărți foarte mult. Dacă noi vom aduce 20 de candidați, sau noi vom avea 20 de candidați la alegeri, așa, concurențe electorale în incinta unei circumscripții, ce se va întâmpla? Voturile se vor împărți foarte mult. Deci se poate întâmpla să avem concurențe electorale care vor câștiga cu doar 20-30.000, 10.000, 20.000. Dar și 20.000 după mine este destul de puțin. Fiindcă asta înseamnă că, băi, dar cine ești tu? Pentru tine au votat doar 10% sau 20%, ceea ce înseamnă a treia parte din locuitorii raionului. Cine a votat pentru dânsul? Adică, la un moment dat, s-ar putea întâmpla ca să apară un personaj, vă zic, pe care... pentru care nu o să ne fi rușini. De simplu considerăm că, dar și noi nu avem oameni destoinici. Cum s-a întâmplat că noi l-am ales pe... tare sau tare, dar se poate întâmpla. Și experiența internațională arată că deseori votul poate să scoată un fraier foarte mare, vă zic, la funcție de conducere. Și la noi se vede acest lucru. Și în contextul dat, ce se întâmplă? Dacă cineva are 10.000, cineva are 9.000, cineva are 3 voturi, 4 voturi și așa mai departe, se poate întâmpla. Voturile se vor împărți foarte mult. Și de obicei, în democrație, ce se întâmplă? Se aleg primii doi, da? Care au cele mai multe. Da? Cineva are 18.400 de voturi, cineva are 17.300. Acești doi, cei mai demni candidați, vă zic, din raza circumscripției și așa mai departe, urmează să se bată în turul 2. Și se poate întâmpla ca cel care se află pe locul 2 să vină pe locul 1. Și asta este o regulă a democrației și considerăm că este ok. Doar că în scrutinul din 24 februarie 2019 acest lucru nu se va întâmpla. Va exista doar un singur tur de alegeri. Ceea ce înseamnă că există riscul voturile fiind foarte, foarte tare împărțite, să avem un candidat care are un număr de voturi mai mic
decât și să nu fie foarte reprezentativ. Este posibil. Noi nu spunem că este o capcană, că este o capcană gândită și așa mai departe. Noi focusăm imaginea pe această problemă și vorbim despre ea legătorilor, ca ei să conștientizeze că ei trebuie să gândească liber și în ziua scrutinului să meargă la alegeri. Probabil mai sunt două, trei lucruri de spus legate de faptul că în Republica Moldova a fost adoptată o lege privind egalitatea de șansă, prin care s-a introdus acea cotă de 40% de reprezentare a femeilor în Parlament. O lege foarte bună după mine. Am subscris și sunt de acord și pot să vin și cu argumente de ce. Experiența arată că țările unde femeile sunt reprezentative, vă zic, participă în actul de conducere, vă zic, a statului, au un nivel de viață mult mai înalt. Eu nu vreau să arunc pietre în ograda bărbaților, mai ales că și eu mă aflu în această tagmă, vă zic, și să spun că ei au fost așa cum au fost, vă zic, au fost impotenți din punct de vedere politic, vă zic, și 25-27 de ani au adus Republica Moldova acolo unde au adus-o. Acesta este o discuție filozofică și eu nu vreau să mă bag în ea. Doar vreau să spun că este această lege cu cota de 40%. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă în contextul sistemului electoral mix cu această cotă? Deci, noi o regăsim în... înțelegând că există o problemă, deci o regăsim în următoarea situație. Deci, legiuitorul a prevăzut că dacă vrei să concurezi, dacă vrei să fii ales și așa mai departe, vei trebui să colectezi semnături. Deci vei trebui să colectezi semnături, bărbatul, de la 500 minim. Deci dacă vrei să candidezi în 39 sau 40, dacă voi dori să candidezi aici, va trebui să vin și să conving de la 500 minim până la 1000 de oameni care să pună semnătură sub numele meu, vă zic că eu pot să concurez. Iar femeii, în cazul femeilor, această marjă a fost coborâtă de la 250 minim până la 500. Mai sunt alte câteva prevederi legate de promovarea femeilor pe listele de partid. Nu intrăm foarte mult în detaliu în acest subiect, că nu este tema activității noastre de astăzi. O să vedem deschiderea partidelor pentru această regulă pe care tot ei au aprobat-o la nivel de Parlament. Și o să vedem încă un lucru foarte important. Probabil nu e neapărat important că, de exemplu, există 50 de femei, vă zic, pe listă de partid și 50 de bărbați. Dar contează și unde se află femeile. În capul listei există o femeie-bărbat, sau femeile încep să apară pe listă sporadic, abia după 20 în jos. Deci dacă acest lucru se întâmplă, eu ca și alegător, mă voi uita foarte atent și îmi voi forma o imagine, vă zic, despre partidul DAF și așa mai departe. Eu, în principiu, aproape că am finalizat, doar că trebuie să aduc, să încep să aduc argumente de ce eu voi merge la vot și de ce vă conving să mergeți la vot. Din simplu considerent că în 1933, în Germania, Hitler a venit la putere, vă zic, pe cale democratică, da? În Parlament, un singur vot. Un singur vot, aceasta a fost diferența prin care Hitler a venit la putere. Un alt exemplu, când un singur vot a hotărât soarta unor schimbări profunde în lume, a fost atunci când a fost creată peste ocean o lume nouă, când s-au pus bazele Statelor Unite ale Americii. Și la un moment dat s-a discutat că dacă tot facem o lume nouă, alta decât cea prezentă în Imperiul Britanic și așa mai departe, hai să vedem în ce limbă noi vom vorbi. Și s-a decis, sau s-a discutat, germana sau engleza. Și cu un singur vot a câștigat
limba englezului. Clar că în istorie nu există situații ce ar fi fost dacă. Dar pur și simplu ne imaginăm că probabil acum majoritatea oamenilor când ar fi vorbit limba de circulație internațională ar fi fost limba germană, în alte condiții. Un președinte al Statelor Unite a fost ales cu, la începutul cu un singur vot diferent. Și câteva exemple din Republica Moldova. Am să aduc exemplu din raionul Criuleni. Iar domnul Bardean probabil o să poată să dea povești și explicații din zona dumneavoastră. Deci la Criuleni, într-un sat din raionul Criuleni, de fapt sunt două acolo, două situații de acest fel, când un primar a câștigat cu un vot, diferență. Celălalt concurent, deci a contestat rezultatele alegerilor, s-a efectuat renumărarea voturilor și primarul care a pierdut, de fapt, a obținut 3 voturi suplimentare. S-a mers în următoarea instanță, s-a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Adică procesul s-a durat cam un an jumate, doi, pentru că oamenii erau atât de hotărâți să construiască pod în sat Pistirâpă, că comunitatea a dat cam 2 ani de zile au stat pe burte și au așteptat, sau de fapt cum a fost scoasă din schemă, într-un fel sau în altul, că lupta politică, microbul politic intrase foarte profund și adânc în oasele oamenilor. Situații de acest fel există și la nivel de comunitățile noastre. Deci din acest considerent, votul fiecărui alegător este important și probabil aș putea să fac comparație cu deci dacă vreau o schimbare în viața mea, dacă vreau o schimbare în familia mea, dacă vreau o schimbare în comunitate, în țară, deci va trebui să merg la alegeri. Fiindcă, da, există foarte multă lume și o să vedeți și în spectacol pe care o să-l vedeți după prânz. Există oameni care ne demotivează. Este ca și în cazul lui Thomas Edison. Thomas Edison este un renumit inventator american care a făcut 815 experimente pentru ca becul să lumineze. Și au existat foarte mulți oameni care au venit și dar ce faci? Fac un bec. Dar ce? Să dăm lumină și așa mai departe. Hai să bem o biere, hai să facem altceva, v-a zic că tu n-ai să reușești. N-ai să reușești. Dar deși nimeni până la tine când nu a reușit să facă acest lucru. Deci el a persistat 815, v-a zic că experiență, becul arde. Deci vreau să spun că și în societatea noastră există foarte multă lume interesată ca alegătorii să nu meargă la lege, ca alegătorii să fie dezbinați, să nu aibă o imagine foarte clară, să fie manipulați și așa mai departe. De ce? Fiindcă ei sunt mai ușor de condus. Și gândul de final este, gândul de final la această etapă, este că dacă vreau, patria începe, v-a zic, în familie. Patria nu începe la Chișinău, nu începe la nu știu care mănăstire, la nu știu care, nu știu cine. Patria începe în familie, patria începe cu mama, începe cu familia, comunitatea și la următoarea etapă, mai sus, se ridică țara, republica din care trăim și așa mai departe.